Salutare, oameni buni! Sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. Eu sunt în concediu și fiind vremea foarte urâtă afară, am decis să gătesc acasă. Ideea era să fac doar micul dejun acasă și să-l filmez, să fac câteva episoade, dar, după cum am zis, vreme urâtă, am fost la piață, am găsit cartofi noi, mi-au plăcut foarte mult și mi s-a făcut poftă. Am luat și o bucată de carne de vită, salată de spanac și a ieșit această farfurie minunată, care are un gust foarte bun. Simplu, rapid și gustos, o mâncare pe care nu trebuie să faceți ca mine în concediu sau puteți să o faceți, dar acasă, oricând, este binevenită o așa farfurie. Mi-am pus și un pahar de vin lângă și am să trec imediat la masă până când nu se răcește, iar voi rămâneți cu mine pentru că în minutele ce urmează o să vă arăt pas cu pas cum am făcut acest minunat preparat. O să încep cu cartofii pentru că aceștia o durează mai mult, așa că am să-i tai în bucăți mai mari. O să stea aproximativ o oră la cuptor. După cum vedeți, eu am venit și cu cuțitul meu de acasă, cuțit de la Suneco, un cuțit foarte bun, pe care dacă îl vreți, găsiți linkul în descriere. Este și ieftin. Cam așa am să-i las. Spăl puțin castronul. Îi pun înapoi în castron, tăiați. Pentru că așa o să pot să-i amestec mai bine. Și peste ei pun ulei de măsline. Usturoi. Usturoi pe care am să-l zdrobesc cu lama cuțitului. Și îl pun așa întreg, în castron peste cartofi. O crenguță de rosmarin. Sare. Piper. Puțină boia de ardei și puțin oțet balsamic. Îi amestec. Îi golesc într-o tavă. Iar tava o bag la cuptor, la 200 de grade, pentru 45 de minute, o oră, până când cartofii sunt rumeni și pătruși. Când cartofii sunt aproape gata, o să pregătesc carnea de vită, pun ulei pe ea. Am să pun doar piper de data aceasta, pentru că m-a certat lumea prin comentarii. Nu se pune sare pe friptură, pentru că acesta din urmă o va întări. Eu știu că se pune, dar o să fac și cum zice lumea. Am să pun tigaia pe aragaz la foc iute, friptura de vită. Carne pe care am să o las în tigaie aproximativ 4 minute pe fiecare parte, pentru că nouă ne place mai făcută, nu chiar în sânge. După ce a stat 4 minute pe fiecare parte, am să o întorc din nou. Pun unt, o crenguță de rosmarin și 3 căței de usturoi pe care i-am zdrobit. O mai las în acest unt
aromatizat cu usturoi și rozmarin, întorcând-o pe fiecare parte, aproximativ un minut, două. Când este gata, am să o scot pe tocător. Și o las aici să se odihnească, aproximativ 5 minute, timp în care fac o salată. O să fac o salată cu spanac, destul de simplă. Am să toc două cepe verzi. O roșie. Frunze de spanac. Sare. Ulei de măsline. Și oțet balsamic. Amestec puțin. Salata este gata. De aici deoparte. Cartofii sunt și ei gata. Să le mai pun puțină sare. Iau o farfurie. Pun cartofi. Salată. Am să tai acum carnea de vită, pentru că a stat destul. O pun pe farfurie. Sare. Îmi pun și un pahar de vin. Cartofi noi la cuptor, salată de spanac și vită, care a ieșit destul de bine. Am să și gust. Bună. Carnea a ieșit foarte bună, cartofii arată destul de bine, sunt sigur că o să fie și aceștia foarte buni. Salata lângă, paharul de vin, că doar suntem în concediu. O masă rapidă, simplă și foarte gustoasă, pe care o puteți face oricând. Sper că v-a plăcut această rețetă, dați-mi un like pentru că mă ajută foarte mult, abonați-vă la canalul meu, iar dacă vreți să mă susțineți, puteți deveni membri apăsând butonul de join. Asta a fost totul, sper că v-a plăcut. Eu vă spun acum la revedere și vă aștept și data viitoare.